Astăzi, doar după ce s-a speriat guvernarea și au înțeles că poate să iasă nu doar tractoare, dar poate să o prinească. Și ei deja, după atâta critică și atâta luptă din partea agricultorului, abia au ajuns la introducerea stării de urgență, ați văzut, da? Că ei cumva neglijau, spuneau că nu e posibil, că nu trebuie, am înțeles că e băja și merg la asta. Iată, agricultorii au demonstrat, pentru cei de la Calea Ferată, care statul, guvernarea șterge picioarele de ei, cu restanțele la salarii și nici o claritate ce va fi cu această întreprindere strategică pentru statul Republica Moldova. Deci astăzi agricultorii au fost un exemplu bun pentru tot cei de care s-au bătut joc guvernarea. Că după presiuni, acum vedeți, guvernarea merge numai stângă pojarul la faptul că se introduc stare din urgență în agricultură ca măcar ceva să soluționeze din problemele lor, dar ei sincer, o fac nu pentru a soluționa probleme în agricultură, eu fac pentru a câștiga timpul, ca să treacă alegerile cât mai rapid. Că astăzi, după ce a fost distrusă Universitatea Agrară, cum voi puteți astăzi, doar din cauza că spuneți mâna pe niște terenuri, pe niște clădiri, voi distrugeți Universitatea Agrară? Eu nu am drept moral să vin la putere și să nu restabilesc Universitatea Agrară din țară, care astăzi trebuie să devie o carte de vizită, să aducem experți de pe tot globul pământesc, agricultură. Și ce au făcut ei? Asta dacă pe lângă o școală profesională, unii până acum au școlit croitoresă, tot e foarte important. Acolo au băgat sudore, spre exemplu, svarșichi, cum le zic moldovenii. Ну, хай, ребят, ну, в одну шкапу на немиг.